Bine v-am găsit la horoscopul de vineri, 11 august. N-am nimic să vă spun în introducere, nu există astăzi un aspect mai aparte decât cele despre care am vorbit și în horoscopul săptămânii, chiar dacă e vineri, este încă valabil horoscopul săptămânii, sper că l-ați văzut. Iar alte evenimente, abia de acum încolo, urmează să se producă la grad exact. Sunt aceleași despre care v-am vorbit încă de zilele trecute. Ca tare, am să vă invit jos în descriere direct să căutați minutul și secunde de unde începe zodia care vă interesează, zodia natală, zodia ascendentă și hai să vedem o zi de vineri ce noutăți aduce pentru fiecare. O zi bună să aveți, mai ceva ca horoscop! Voi berbece s-ar putea să aveți un feeling cu totul special. Aveți senzația că vă pândește ceva din umbră, că vă suflă ceva în ceafă. E o senzație, e un presentiment pentru unii. Poate n-ați dormit azi noapte, poate e un avertisment mai mult decât un presentiment. Posibil să întâlniți pe cineva sau să aveți pe cineva în preajmă care se comportă ciudat. Și vă sună un clopoțel acolo că nu-i normal această atitudinea sa, că ascunde ceva, că urmărește ceva și de aia simțiți această privire din spate. În unele cazuri, presimțiți că aveți un inamic în umbră, dar bine camuflat. Și când zic bine camuflat, e foarte posibil să se dea bun prieten. În față vă zâmbește, dar pe la spate vă lovește, vă vorbește, vă bârfește, poate fi și lucrul ăsta. În unele cazuri poate fi vorba chiar de iubire, însă și iubirea să fie falsă. Auziți vrute și nevrute despre persoana iubită, pentru alții doar frica, suspiciunea, îndoiala, oare nu cumva, unii poate chiar cu motive. Priviți pe cel drag și vi se pare că ceva nu e în regulă. Femeile se îmbracă mai nu știu cum, mai atrăgător, dar cu mine nu se poartă așa. Partenerul vorbește în debara la telefon, dar de ce se ascunde? Deci sunt niște dubii care vă pun pe gânduri. Alții s-ar putea să descoperiți chiar dovezi lucruri care s-au întâmplat deja și abia acum ajung la voi sub formă de informații, prieteni, binevoitori, între ghilimele, care vă transmit că ai auzit de cu tare. Nu e neapărat vorba de persoana iubită. Poate fi vorba de orice, de un colaborator care nu-i corect, de un vecin care face prostii. Bârfe, da, pot fi multe bârfe. Unele pot fi și neadevărate. Tocmai de aia de voi depinde să faceți o selecție foarte atentă la ceea ce vă ajunge la ureche. Că nu tot ce auziți este adevărat. Nu tot ce zboară se mănâncă. Totodată e foarte posibil să fie bine camuflat adevărul ăla și una să se vadă și alta să fie realitatea în spatele cortinei. Dar apar tot felul de indicii care măcar vă pun pe gânduri sau vă îndeamnă să verificați, să căutați, să întrebați, să explorați și cine caută, găsește. Taurii, vă uitați așa un pic la un tovarăș alături că se bucură de o reușită, o mare reușită. E pe val. Se laudă, strălucește. Cine o fi această persoană? Poate fi și o persoană foarte dragă. Dar ceva vă spune că nu merită această mare reușită, că n-a obținut-o pe cele mai corecte căi. Sau poate e chiar și un drap de invidie acolo. Poate meritați voi lucrul ăla. De ce nu sunt eu acolo pe val? De ce n-am primit eu ceea ce are această persoană? Nu e neapărat vorba de premiu, succes sau ceva de genul, poate și-a cumpărat ceva, gen și-a cumpărat o mașină și prea epatează, prea se laudă, prea face din asta un motiv de infatuare și de ego. Uneori poate e meritat ceea ce arată, e foarte demonstrativ acest om în ochii voștri, dar poate fi și pe dos, nu merită și
Vă vine să-l dați jos de pe pedestalul ăla. Se poate și invers, ca voi să fiți cel care simțiți nevoia să epatați un pic, să arătați, să demonstrați, să vă arătați ceva din ceea ce obțineți, aveți, poate chiar și de natură materială, cum am zis, o casă, o haină, un telefon, o mașină. Dar, pe de altă parte, când cineva e pe val, când cineva e pe pedestal, sunt jos cei care încearcă să-l dea jos de acolo. Ori voi vă veți simți atacat, probabil pe nedrept, deși voi sunteți acolo și vă meritați premiul sau bucuria sau ce aveți voi cu care simțiți nevoie să demonstrați cât de bun sunteți, ori poate voi sunteți printre cei de jos care se ridică împotriva cuiva cocoțat pe piedestal și nu-și mai încape în piele de ego. Depinde. Sunt și reușite criticate, comentate de hater, că de s-au născut peste tot haterii, dar și reușite nemeritate, care se cer comentate și eventual luate la bani mărunți. Gemenii, încă o să aveți luna la voi în zodie și ieri și azi, și astea două zile vă fac și foarte oscilant. Luna e foarte duală la voi în zodie, și așa e și așa, cam cum vă este și vouă zodia. Încât și voi pe parcursul unei singure zile s-ar putea să fiți atât de fluctuant. Acum zâmbiți, vă simțiți bine, sunteți, mamă, cel mai simpatic personaj, ca la sfârșitul zilei să fiți toman pe dos, bosunflat, închis în voi, n-aveți chef de nimeni. Poate chiar cu aceeași persoană. Într-un fel sunteți cu partenerul dimineața, în alt fel veți fi la sfârșitul zilei sau cu oricine altcineva. Vă schimbați foarte repede toanele. Încât cine vă este alături nici nu știe cum să vă ia. Măi, dar parcă cu o oră zâmbești și acum mă iei la bătaie. Uite așa, sunteți precum un balansoar. Incapabil să vă păstrați aceeași linie, să pe aceeași linie de la un capăt la altul al zilei. Poate chiar și pe parcursul zilei de lucru aveți parte și de alea și de alea. Eu zic cu de toate, cu extreme. Și motive reale de bucurie, sunteți pe plus, zâmbiți, râdeți, vă simțiți bine și în extrema cealaltă. Și probabil de aia sunteți atât de fluctuant încât lumea nu știe în ce toană vă găsește în clipa imediat următoare. Nu o să reușiți să echilibrați balanța pe parcursul acestei zile, încât să nu vă mire că unii aproape că vor evita să vă vorbească. Că nu știu în ce toane vă găsesc în momentul acela. Racul. Aveți o mare semn de întrebare, o dilemă, o întrebare cu privire la o persoană pe semne. Aveți în preajmă un om care vă ridică îndoieli. Cum o fi asta? Ce hram poartă? Ce vrea de la mine? Și vreți să fiți foarte limpede, foarte clar. Poate această persoană vă și influențează într-un fel, manipulează, vă spune vrute și nevrute. Și de-aia parcă nu vreți să luați decizii nici în legătură cu ce spune el, nici despre el. Că s-ar putea lumea să vă spună diverse despre această persoană. Voi parcă vă respingeți părerile celor din jur. Vine cineva să vă spună, ai auzit de cutare acea persoană despre care vă ziceam, ai auzit de, și voi ziceți, nu, lasă-mă pe mine să hotărăsc eu, să-l judec eu, să-l înțeleg eu. Nu vreți să fiți influențați, nu vreți să fiți manipulat, nu vreți să fiți mințit, nu vreți, vreți singur să vă creați părerea ori despre o persoană, ori despre o situație. O totală independență, o totală detașare, poate chiar. Chiar dacă e un personaj controversat, nu vreți să țineți partea majorității, de exemplu. Ce zice lumea. Nu, voi vreți să vă creați propria părere despre omul respectiv, situația respectivă și toate celelalte. Nu vreți să primiți o informație de-a gata care este judecata altora, nu e voastră. Unii o să se mire că puneți pabăsa asta așa.
De ce? Pentru că mulți vă știau deja că sunteți influențabili, că sunteți manipulabili, că sunteți vulnerabili, că aveți o coardă sensibilă la care se poate umbla și unii încearcă. Dar de data asta parcă vă păstrați rațiunea vie, limpede și nu vreți să fiți împins încetul cu încetul către o etichetă pe care voi vreți de fapt să o puneți asupra unei situații și nu luată de la alții. Leul, o să primiți o mică jignire, aș spune eu, o mică lovitură așa din partea cu... o dezamăgire, mai bine zis. Dar problema e că dezamăgirea asta nu e nici prima, nici ultima. Cineva vă atacă la imagine, la prestanță, la reputație, la ce vă e vouă mai drag, la lucrurile de care sunteți mai mândru. Dacă nu cumva atingerea asta la ego e venită din comparație. Apare cineva în mediul vostru cu ceva mai pe sus. O femeie mai frumoasă, un bărbat mai inteligent, nu știu cine mai, nu știu cum. Deci are un superlativ sau hai zicem un termen de comparație cu ceva mai mult decât voi. Și vă deranjează. Până acum vă considerați în mediul respectiv, în situația respectivă, number one, cel mai bun, printre cei mai buni, vă cunoșteați valoarea, vi se recunoștea valoarea, e, a apărut rivalul. A apărut altcineva care s-ar putea să atragă atenția, să comute atenția lumii către acea persoană de pe voi. Reflectoarele vă lasă pe voi și se mută dincolo. E ca în filmul Chicago, dacă vă aduceți aminte, cât s-a chinuit Roxy Hart să fie vedetă și a inventat tot procesul ăla ca să fie în ochii tuturor printr-o crimă pe care a făcut-o și făcând din asta o dramă, până a apărut o altă criminală notorie în Chicago care a luat toate titlurile din presă. Cam asta este. Până acum erați vedeta. Indiferent despre ce era vorba, erați vedeta, erați cea mai minunat și așa mai departe. Și dintr-o dată apare altul cu ceva mai sclipitor, mai strălucitor și o luați foarte personal și vă deranjează și vă închideți în voi și reacționați, dar poate nu pentru mult timp, pentru că până și Roxy Hart din Chicago a găsit ea o metodă să fie din nou în lumina reflectoarelor, chiar dacă o vreme a căzut. Fecioara, trebuie să vă luptați pentru orice. De fapt, lupta e pentru că alții au ceva de comentat. Vă simțiți judecat, criticat, luat la bani mărunți, nu că n-ați face-o și voi. Dar de data asta, parcă apare în jurul vostru un grup, nu numai o persoană, parcă e un grup de aliați care vă atacă pe voi cu ceva. Ați zis ceva, hop, apar comentatorii. V-ați îmbrăcat într-un fel, hop, apar criticii. Ceva. Prin ceea ce faceți, ați făcut, ați spus, vin cei care nu sunt de acord cu punctul vostru de vedere. Sigur că o să și le explice pe lor, nu o să doar o să comenteze ce aveți voi de spus. O să vină cu argumente, cu un dialog acolo, cu niște controverse pe marginea subiectului. Dar se creează tensiune. Dar poate e o tensiune care vă place. Faptul că voi aveți două planete acolo, Mercur și Marte, la voi în ogradă, nu vă deranjează așa de tare discuțiile în contradictoriu. Dimpotrivă, parcă vă ajută să vă puneți și pe voi într-o lumină bună. Aveți și voi drept la replică, aveți și voi un cuvânt de spus, dar și ceilalți. Se va forma o competiție de păreri, de idei, de ce-o fi acolo, de personalități, pe principiul cel mai bun câștigă. Și cum este premiul, între ghilimele, premiul de cel mai bun pus în joc, dați și voi ce aveți mai bun. Vă luptați, spuneți, deveniți foarte volubil, foarte gălăgios dacă aveți ceva de spus. De ce? Pentru că unul, în cele din urmă, va primi eticheta de cel mai. La voi, balanțe, apare o situație neprevăzută în program care vă strică niște planuri. Nu mai pot fi duse la îndeplinire așa cum vreați propus pentru astăzi. Pentru unii poate apărea o problemă de sănătate. Dacă nu a voastră, poate fi o problemă de sănătate a unui
colaborator cu care ar fi trebuit să faceți o activitate comună. Și stați pe loc. În alte cazuri, aveați nevoie de niște resurse care momentan nu vă parvin, nu ajung la voi. Și stați pe loc. Aveți sentimentul ăla de pierdut vremea, de bătut pasul pe loc, de privit în gol, că nu se întâmplă ceva ce trebuia să se întâmple. Nu trebuie să pierdeți vremea. Asta este ideea. Cred că anume vi se dă acest impas ca voi să găsiți alternativa imediat. Unii veți fi tentați să spuneți, a, nu merge, nu funcționează, stau și dorm, nu fac nimic. Pe când alții s-ar putea să vă pună mintea la contribuție să găsiți altceva în momentul ăla. Nu mai merge calea asta? Profită! Fă cu tare lucru pe care nu l-ai făcut, pe care n-ai avut timp altă dată, că s-ar putea anume undeva acolo în univers să se așeze lucrurile, să nu puteți duce la îndeplinire activitatea de astăzi, pentru că erau niște restanțe acolo pe care tot ziceați, n-am timp, n-am timp, n-am timp. E, acum vă zice universul, uite timp, cum n-ai timp? Fă lucrul ăla, că ai timp. Pentru unii, în cazuri mai grave, o boală, dar în timpul ăsta voi puteți face ceva, nu știu, citiți în beneficiul vostru. Nu mai puteți pleca într-o călătorie, uite timp, nu vă mai întâlniți cu cutare, uite timp. Deci e un surplus de timp neașteptat pe care unii o să știți să-l valorificați, alții o să-l risipiți cu gândul că, o, eu vreau cu tare lucruri, nu pe asta vreau. Trebuie să fiți foarte pe fază. Vi se cere o reacție spontană, imediat să comutați pe noua variantă, ca să nu rămâneți blocată în lucrul la care nu se mai întâmplă. Că unii veți zice, nu, asta, eu asta vreau, nu, 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 altceva nu vreau. Și ar fi păcat să risipiți o zi așteptând ceva ce nu se întâmplă oricum astăzi. Scorpionul, vă preocupă foarte mult ceva din familie, viața de familie, un eveniment de familie, poate un eveniment viitor, programat pentru ceva mai încolo și care generează un flux de discuții, dialoguri, telefoane, schimb de păreri în mediul vostru obișnuit. Luați legătura cu persoane de peste hotare, vii la nuntă, vii la botez, vii la mare, discuții peste discuții despre aceste evenimente viitoare. Numai că în aceste planuri de viitor, care mergeau foarte bine până mai ieri, intervine ceva. O frică. O îndoială, mai bine zis. Un dar dacă. Dar dacă zice că vine și nu mai vine. Dar dacă pică totul. O frică ce n-are ce căuta la voi. Dacă nu e frica voastră, poate e frica altuia și vă influențează și începe să vadă lucrul ăla în cele mai negre tonuri. Și când l-auziți pe el că nu are încredere în lucrul ăla, că nu vrea să se întâmple lucrul ăla, aveți așa o strângere în spate, că voi v-ați pus tot entuziasmul în lucrul ăla. Bucurie. Era ceva ce aștepta să se întâmple și nu înțelege de ce cineva și-a pierdut interesul pentru lucrul ăla și nu are încredere că se va produce în cele din urmă. Și știți cum este? Că atunci când cineva începe să toarne picături de negativitate, nu se poate, nu se poate, nu se poate, posibil să-i și taie șansele de reușită a acelui eveniment. Poate chiar voi sunteți negativistul, poate chiar voi spuneți, a, nu, nu se întâmplă. Că a apărut ceva, că v-ați sucit, că s-a schimbat lumina, bate lumina din altă direcție. De ce, dacă e vorba de un tandem, dacă e vorba de un dialog, dacă e vorba de un colectiv acolo, măcar unul trebuie să rămână pozitiv, măcar unul să creadă cu tărie că lucrurile este posibil. Dacă începe unul să creadă că nu începe și al doilea, începe și al treilea, o să fie așa un lanț de negativiști care o să închidă planurile alea. De aceea încercați totuși, dacă sunteți voi pozitivul, influențați-i, vorbiți despre lucrul ăla în cele mai bune tonuri, sau dacă altul este pozitivul, nu-i dați în cap, ci lăsați-l pe el să-și facă auzită vocea pozitivă. Săgetătorul. Nu exclus să apară o sarcină de serviciu, dar un pic pe nepusă masă, nu asta aveați voi în plan, că parcă vă ia din alte activități. Gen, vă spune șeful, a, știi,
mai stai 2 ore pe program sau vino și în weekend sau mai ia de lucru și acasă. E ceva ce vă ia din timpul alocat alte activități, poate mult mai plăcute. Trebuia să vă întâlniți cu persoana iubită, nu mai puteți că v-a zis șeful să vă mai duceți la o întâlnire cu un client. Deci e o sarcină, sau poate acasă, nu e neapărat la serviciu, o sarcină venit așa, hodrom, tronc peste planurile voastre, vă strică plăcerea într-un alt plan al vieții. Nu vă mai puteți duce la film, nu vă mai puteți vedea cu prietenii, nu mai aveți timp de voi, de sport, de citit, de alte plăceri, din cauza acestei responsabilități pe care probabil o să o faceți, dar nu cu drag. Așa că trebuie, că sunteți strâns cu ușa, visând să o terminați cât mai repede. Poate o faceți pentru cineva drag. E un serviciu pe care îl faceți în beneficiu altuia, dar luând din resursele voastre. Și dacă e pentru cineva drag, o să faceți până la urmă cu drag. Dar tot rămânând cu ideea asta că mi-am sacrificat timpul, mi-am abandonat planurile mele, am rămas cu treburile mele nerezolvate și tot voi, într-o zi, va trebui să vă dați peste cap să vi le faceți și pe ale voastre. Capricornul, discutați despre bani voi și poate nu despre bani puțin la urma urmei, parcă vă preocupă niște sume mari, investiții, cumpărături, achiziții, da, cu multe zerouri sau în valută, forte. Pentru unii poate fi vorba de bani printr-o discuție legată de un job mai bine plătit. În unele cazuri poate vi se oferă o funcție mai importantă, cu mai mulți bani, cu salariu mai mare, dar și cu responsabilități mai mari. Banul vă dă o anumită putere sau discutați cu oameni cu bani și puternici deopotrivă și care poate vă motivează, poate vă stimulează, poate vă ambiționează și pe voi, poate vă atrag în activitățile lor și deci ați putea avea și voi de câștigat de pe urma acestei alianțe. Sau vă treziți cu un câștig, cu un profit, cu o ocazie de a câștiga ceva, dacă nu vin bani acum, poate veți primi în perspectivă, dar care vă dă o senzație de supremație. N-aș zice de noroc, de supremație. Aveți mai mult decât altul sau de comparație, dar supremație înseamnă că sunteți cu ceva mai sus. Primiți mai mult decât vecinul, aveți mai mult decât fratele, câștigați mai bine decât soțul. Și normal că unde apare o diferențiere, o comparație, unul, da, se simte foarte bine și acela v-ați putea simți voi, parcă bine, parcă simțiți nevoia să ziceți lumii că uite, câștig mai bine, sunt bine prețuit, bine valorizat, uite ce mașină am, uite ce job am și toate celelalte, dar există alături cineva care se compară cu voi și e mai puțin și apar invidiile și apare egoism și toate celelalte sau cine știe dacă nu și niște lupte de putere acolo. Să vă ia ce e al vostru, să obțină ce aveți și voi la urma urmei, dar totodată cu cât știți că aveți, hai să zicem, un rival în spate, parcă cu atât vă motivați să vă păstrați acolo unde sunteți, pe treapta aia mai sus decât altul. Vărsătorul. Să aud vești prin familie, printre prieteni, să aud vești despre nunți, petreceri, casă nouă, evenimente frumoase, în care poate jucați și voi un rol, sau sunteți invitați, sau sunteți simplu musafir, sau aveți și voi pe acolo o contribuție. Sau, cine știe, poate chiar voi sunteți actorul principal. În unele cazuri, poate chiar voi treceți prin acele evenimente fericite. Poate fi vorba și de chestiuni legate de casă, de domiciliu. Ați pus ochii pe o casă, vreți să vă schimbați casa, vreți să mobilați casa, vreți să renovați casa, vreți să modernizați casa, poate fi strâns și de... sau să lărgiți casa, de ce nu, se poate și asta. Foarte posibil pentru că, între timp, viața voastră de familie s-a mai mărit. A mai apărut un copil, v-ați căsătorit,
nu mai încăpeți, câștigați mai bine. E acel sentiment de, domnule, vreau un spațiu mai larg, vreau altceva, vreau casă pe pământ, vreau casă la mare, vreau a doua casă, vreau, poate strâns legat de loc. Vreau într-un alt oraș, vreau într-un oraș mai important, vreau la munte, vreau la mare, vreau în București. Discuții strâns legate de o potențială mutare sau achiziționare a unei locuințe. Poate fi vorba și de mutare în gazdă, în chirie, undeva, dar undeva mai, parcă mai de soi, parcă mai de, așa, parcă să vă arătați un pic bunăstarea, supremația, mai la centru, mai la periferie, dar în zone mai bogate. Dacă nu faceți voi lucrul ăsta, aveți un astfel de model în preajmă. Există niște oameni care trec printr-un astfel de eveniment, hai să zicem, Prosper, mutare în casă nouă, și-au construit o casă, ceva de genul, și îi transformați pe acești oameni în model de urmat. Pot și eu. Manifestare, jocul manifestării, imaginație, creativitate. Într-o zi voi avea și eu o casă ca asta. E un dream chart ce faceți voi acum. Vă uitați la cineva, om de succes, în niciun caz cu invidie sau cu răutate sau cu altele de genul, vă uitați că altul a reușit și îl transformați pe acest om într-un fel de motor, de motivație să fiți și voi acolo cândva. Voi avea și eu grădină ca asta, voi avea și eu mașină ca asta. Și se va întâmpla dacă și numai dacă priviți la acest model de reușită din fața voastră cu prețuire, nu cu invidie. Și am ajuns și la pești. La voi parcă cineva pune frână pe o pedală. O activitate evolua în viața voastră, într-un anumit ritm și probabil repede. Vi se părea, wow, ce viteză, ce repede am să ajung acolo, credeați că mai e un pic și gata. Și apare frâna, pac, stop, zice cineva. Mai ușurel, ce atâta grabă, o intervenție, că parcă ritmul ăsta de evoluție era un pic riscant. Puteați sări peste niște etape, puteați să vă scape ceva din vedere, puteați greși din cauza accelerației. Și anume, apar niște amânări, niște uși închise, niște întoarceri din drum, o viscozitate așa a lucrurilor, nu mai merg repede, repede ca înainte, ci abia, abia ca melcul, dar e de bine această frână pusă. Accelerația ar fi generat haos, ați fi ajuns la niște rezultate mai mici decât le-ați putea obține dacă luați lucrurile încetul cu încetul. O iubire, poate vă grăbiți, camireasa la pat, cum se spune, prea de tot, și atunci apare o problemă, nu majoră, nu despărțire sau ceva de genul, apare o problemă care zice, stai mai, bă, nu te grăbi așa, ce te ambalezi, ce te arunci în gura lupului, e o flamă acolo care vă ardea la tălpi, cum s-ar spune. Și atunci cineva vă stinge flama, stai, hai să mai oprim din foc, hai să domolim focul ăsta, hai să mai așteaptă. Răbdare, încetul cu încetul se face oțetul, iubirea asta trebuie să treacă prin niște etape, afacerile astea trebuie să meargă cu un anumit ritm. Există o organizare în toate și organizarea este, lucrurile revin la organizarea cea bună doar datorită acestei intervenții care, da, pe moment vă irită, dar de ce stau pe loc? Căutați motive, aha, nu o să fie niciodată, nu, nu e un nu acolo, nu este un refuz, nu este un eșec, ci este o lentoare. Las-o mai mare, ușor, domol, încet cu pianul pe scări, ca să nu apară vreo situație neprevăzută și să pierdeți totul din grabă. Asta este ziua de vineri, 11 august, ne vedem și la horoscopul de weekend și mai vedeți ce mai există pe acest canal de YouTube. O zi bună să aveți, mai ceva ca în horoscop. Thank you.